Astăzi pentru voi un unboxing, pentru că am primit un colet. Însă nu l-am desfăcut pentru că am așteptat ziua de astăzi să vă arăt și vouă ce mi-am comandat. Eu zic să trecem la treabă. Am să desfac coletul, deci cum am zis că nu l-am desfăcut pentru că am așteptat să vedeți și voi. Aici este cumpărat din banii mei, nu este sponsorizat de absolut. Ok, primul produs este Mist & Fix 2. Este un spray de fixare și este de la Makeup Forever. L-am mai avut și am zis că cum am rămas fără celălalt, a trebuit să-mi cumpăr unul nou și extrem camuflaj cream. Eu l-am mai avut și l-am comandat pentru că este un must have pentru mine. Acest anticearcă, această cremă corectoare, da? Această nuanță este vanila. Și ce pot să fac fără asta, eu nu pot să trăiesc, adică este, nu se strânge, dacă știi cum să-l aplici. Și mai și fixez, este demențial, îl iubesc, spirit, mai și cum. Arată cam așa. Ok, să vedem mai departe. Descoatem cutiuța magică. Această paletă corectoare cu 5 nuanțe. Tot de la Makeup Forever. O să vedeți că astăzi am cumpărat are multe, multe produse Makeup Forever. Și arată cam așa. Să vedem și de mai aproape. Oh, ce nuanțe frumoase! Această paletă este o paletă cu nuanțe. Una dintre ele vedeți că este în evidență pentru că este un verde. Verdele este pentru a neutraliza roșața, da? Mai avem lângă un portocaliu, să zicem. Acesta este pentru cearcăne, un gălbuș și două mai pale. Deci am, nu am, toate sunt pentru corecții, da? De la pete pigmentare, la bistrui, la roșață, la coșul, la absolut tot. Este o paletă care sper eu să-mi placă. Încă n-am încercat-o până acum. O să are curioasă cum este și sper să se descurce. Mai departe, din cutiuța magică, am scos încă un produs. Așa, acest produs este o bază hidratantă. De acestea am mai avut-o. Și pentru că mi-a plăcut tare, tare mult, am recomandat-o. Și este de la Makeup Forever. Este destinat persoanelor care au tenul deshidratat, da? Și care necesită evident și o bază hidratantă. Evident, se aplică înainte de fond de ten, se lasă câteva minuțele să acționeze, după care fac fondul de ten și rezultatul este wow! Mai departe, am încă o bază. Numai că aceasta este o bază care uniformizează, să zicem. Este o bază verde care neutralizează roșața și arată cam așa. Da? Pe această
să-i dau o șansă, pentru că, evident, trec pragul multe persoane care au tenul roșiatic, plin de coșuri, de cuperoză și atunci, evident, am și nevoie de o bază care să acționeze ca să, care să neutralizeze acea roșiață. Și sunt convinsă că această bază o să-și facă, să-și facă treaba foarte bine. După ce folosesc și văd cum funcționează, vă scriu și eu, o să fiți și voi la curent cu ceea ce se întâmplă cu această bază. Mai departe, am încă o bază, da, astea sunt pe multe baze și tot de la Mica Forever. Ați spus că până acum tot ce am comandat a fost de la Mica Forever. Cea de-a treia bază. Și am una și matifiantă. Ce vreau să vă zic, asta nu este cea de dinainte. Cea de dinainte este cu ceva mai deschisă decât aceasta. Ce vreau să vă zic, asta este foarte bun. Asta, în schimb, matifiază parcă puțin prea tare. Deci, cumva, poate ar fi potrivită pentru persoane care au tenul foarte gras. Pentru că asta îți lasă tenul extrem de mat. Adică dacă nu ți-l exfoliezi înainte și îți pui baza asta, oh, este prea mult parcă, deci asta cred că ar fi bună numai pentru un ten super gras. Bun, mai am o surpriză pentru voi. Cea de-a doua surpriză este tot un unboxing, însă, ce vreau să vă zic eu, vă știți că eu m-am înscris la NYX Face Awards România și din păcate nu m-au ales să trec în etapa următoare, însă pentru că m-am înscris în concurs printre primele 30 de persoane, aceștia mi-au trimis un colet cu câteva produse și acum 10 minute, da, mi-a ajuns coletul și sunt super entuziasmată să văd ce se află în acest colet și am să-l deschid împreună cu voi pentru că vreau să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. Să nu mai așteptăm prea mult. Ia uite, cu ce scrie numele meu. Și pe una lucrurile de gen unboxing, pentru că nu știu, se par așa, oare ce se află acolo, oare ce se găsește. Oh, ok, ia să deschidem aici noi. Oh, ok, ambalajul le punem. Am primit așa o punguță, câteva produse, scrie NYX Professional Makeup și să vedem ce se află aici. Avem câteva produse. Ia să vedem. Nu știu exact ce produse se află, dar dacă le mai am, să zicem, pe unele, sau poate, dacă renunț la unele, poate unele o să ajungă în giveaway-ul ce va urma. Înainte de toate, am primit un fond de ten. Am primit un astfel de fond de ten în nuanța care o fi 0,1, 1,3, ceva de gen. Este un fond de ten mat. Stay matte but not flat. Și evident, pentru că tenul meu este uscat spre normal, acesta fiind unul mai precis că va ajunge la una dintre voi, o norocoasă, pentru că știți foarte bine, tenul meu nu este gras și n-are rost să țin dacă nu îl folosesc. Deci probabil să ajungă la voi. Yeah! Mai departe. Să vedem ce avem aici. Așa, avem un Full Coverage Concealer. Un alt concealer, un concealer portocaliu. Arată cam așa.
Acesta este pentru neutralizarea zonelor mob sub ochi a cearcănelor. Foarte tare! Așa, în continuare, mai am încă, Aoleu, ce e asta? Asta este un NYX Splash Gel Lipstick. Deci este un rujuleț, oare asta e nuanța că este destul de vibrantă din câte se poate observa. Și o să vedem. Dacă ajunge sau nu la voi, vedem. Arată pigmentul acesta. Este nuanța Brighten Up sau Embellish Me, ceva de genul. Arată cam așa. Arată super tare, abia să-l folosesc. Mai departe am primit asta cred că e din colecția nouă, oare? Am primit un Duo Chromatic Illuminating Powder. Aha, deci un iluminator. Interesantă nuanță. Ia uitați. Este un lila, nu știu, arată foarte bine. Abia aștept să încerc acest iluminator. Mai departe am primit un lip primer. Foarte tare. Nu am încă o bază, n-am avut încă o bază pentru ruj și aceasta cred că o să fie de folos pentru viitoarele buze colorate pe care să le creăm. Mai departe am aici un să vedem ce. NYX Wavy Glow Liquid Highlighter. Deci este un iluminator lichid. Da? Așa lichid n-am mai avut decât sub formă de pudră, dar arată foarte bine. Ia uitați. Foarte tare, abia aștept să-l testez și pe acesta. Așa. Această nuanță, nu știu, 03 se numește, este așa un un vișiniu, să zic, un ceva de genul, arată foarte bine. Ia uitați. Abia aștept să încerc și pe acesta. Foarte fain, îmi place. Mai departe, să vedem ce mai primit. Mai am câteva semi-multe, dar mai am câteva. Mai departe am primit, asta este un creion, NYX Eyebrow Powder Pencil. Da, este nuanță aromie, mai deschisă, cred că arată cam așa. Da. Și deja am o grămadă de produse aici lângă mine, însă am mai primit unul pe care eu l-am văzut și o să-l vedeți și pe imediat. Ultimul produs este o paletă. O paletă care arată wow! Ia uitați ce nuanțe vibrante și cred că abia aștept să creez ceva look-uri cu această paletă. Mamă, ce-mi place! Deci chiar îmi doream ceva de gen, pentru că tot timpul când aveam un machiaj de realizat și era cu galben, cu verde, cu albastru, cu roz, din ăla puternic și portocaliu, nu aveam nuanțele astea de fapt, pentru că tot timpul cred că mi era frică să le cumpăr sau nici nu știu de ce, dar acum... Mamă, ce bine! Atât cred că de asta sunt cea mai fericită de produsul acesta. Acesta îmi place, cred că, cel mai mult. Să vedem dacă pot să-l desfac, să vi-l arăt și vouă. Aoleu, ce bine arată! Vedeți? Ce frumoase nuanțe! Mamă, ce mă bucur! Vă mulțumesc tare frumos! De la NYX mi-au trimis câteva lucrușoare care arată drăguțe. Mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de mine și nu uitați să vă abonați, pentru că la 1000 de abonați o să fac acel giveaway în care am să dau câteva produse unei singure persoane implicate, acelei norocoase care da, vă câștigă câteva produse și nu știu, stați de aproape, nu uitați, 1000 de abonați și după aceea începe concursul. V-am pupat și vă mulțumesc că ați fost alături.